Roxana Mânzatu a primit postul de vicepreședinte executiv în Comisia Europeană și un portofoliu extrem de important. Competențe și educație, locuri de muncă și drepturi sociale, demografie. Este pentru prima dată de la aderarea României la UE când țara noastră primește poziția de vicepreședinte. I'm very happy to entrust the role of executive vice president for people, skills and preparedness to Roxana Mânzatu. She will have the portfolio responsibility for skills, education and quality jobs and social rights. This is under the umbrella of a union of skills and the European pillar of social rights. She will focus on those areas which are crucial to unite our society. Roxana Mânzatu a fost propusă de premierul Marcel Ciolacu pentru funcția de comisar european după ce von der Leyen i-a sugerat să propună o femeie, ceea ce ar putea aduce României un portofoliu mai important în noua comisie. Este din punctul meu de vedere, o victorie a proiectului de țară România puternică în Europa puternică. Premierul Ciolacu, de altfel, a avut acest obiectiv în toată activitatea sa și iată, acum, pe lângă cei doi vicepreședinți aleși în Parlamentul European, care sunt români, Victor Negrescu și Nicu Ștefănuță, și în Comisia Europeană, care e instituția motor al proiectului integrării europene, cea care inițiază legile europene și care gestionează bugetul Uniunii Europene, România primește postul de vicepreședinte executiv. Roxanei Mânzatu i s-a atribuit portofoliul competențe și educație, locuri de muncă și drepturi sociale, demografie. Pentru prima dată de la aderarea la Uniunea Europeană, România a obținut poziția de vicepreședinte al Comisiei Europene și unul din cele mai importante portofolii. Un portofoliu major care va administra o cincime din bugetul UE, mai exact 235 miliarde de euro, a fost mesajul transmis de premierul Marcel Ciolacu. Potrivit premierului, Roxana Mânzatu va coordona atât partea de educație cât și zona de politici sociale, dar și programele de finanțare aferente acestor domenii, respectiv Fondul Social European Plus, Fondul Social pentru Climă și Erasmus. Postul asociază atribuții în domeniul social și, de fapt, portofoliul se și numește People Skills, oameni competențe. Sunt unii care în cursul zilei de astăzi au încercat să spună că oamenii nu ar fi importanți în ceea ce muncește Comisia Europeană. Cred că oamenii, cei care ne urmăresc, ar fi în dezacord cu această afirmație. Până la urmă, dacă vorbim de o Europa competitivă, o Europa prosperă, totul se face cu oameni. Acest portofoliu social se ocupă cu legislație, finanțare și politici, exact pentru asta, ocupare, creare de locuri de muncă, relații de muncă și protejarea drepturilor lucrătorilor, dialogul social, patronate, sindicate, societate civilă, competențe pe o piață de muncii foarte dinamică, unde avem deficit în anumite industrii, unde avem o evoluție foarte, foarte alertă acolo, unde digitalizarea, automatizarea își face simțită prezența tot mai mult și trebuie să pregătim din mers lucrătorii și oamenii din joburile respective să se adapteze. În acest moment, postul este ocupat de Nicolas Schmit, comisarul european din Luxemburg. Ursula von der Leyen a anunțat componența echipei pentru următorii 5 ani, care va include 11 femei reprezentând 40% din totalul membrilor, un progres față de mandatul anterior, dar încă sub obiectivul de egalitate de gen pe care von der Leyen l-a vizat. Comisia își va începe activitatea până la sfârșitul anului, iar noi comisari trebuie să treacă prin audierile Parlamentului European în săptămânile următoare.